Un incendiu a avut loc noaptea trecută în localitatea Parcheș din județul Tulcea. Incendiul a fost anunțat în jurul orei 00:30, iar la fața locului au ajuns două echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Tulcea, două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Incendiul se manifesta violent cu flacără deschisă la două magazii și o terasă, iar riscul ca focul să ajungă la casa locuită din apropiere era foarte mare. Pompierii au reușit însă să stingă focul după o oră și să împiedice propagarea lui. Cele două magazii și terasa au ars complet, dar și bunurile aflate în ele, o embarcațiune cu motor, un peridoc și un ATV. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic al curentului electric.